M-am născut într-o familie destrămată. Când mama era însărcinată, tata a fugit cu altă femeie. Mama a suferit mult ca să aibă grijă de 6 copii, iar eu o puteam auzi plângând aproape în fiecare seară. Văzând-o cum plângea atât de amarnic, am ajuns să văd cu ochii răi căsnicia și relațiile. Mi-am spus, nu-i poți dărui altcuiva întreaga ta încredere. Să n-ai niciodată încredere în nimeni. În viața asta poți conta doar pe tine și pe banii câștigați cu mâinile tale. Din acea clipă am început să mă gândesc cum să câștig bani. În liceu, pe când toți se bucurau de vacanțe, eu și mama vindeam mâncare la tarabă. Dar banii pe care îi câștigam abia ne acopereau nevoile de bază. În al doilea an a trebuit să mă las de școală, neputând plăti taxele. După aceea am continuat să mă ocup de tarabă. Dimineața mă trezeam pe la 4 să pregătesc mâncare și mă duceam la tarabă pe la 6. După 3 ani, economisisem destul încât să plec într-un oraș mare. Zilnic mă trezeam de vreme și munceam din greu, dar nu câștigam mult. Cu ajutorul iubitului meu, cu economiile de ani întregi, am deschis un magazinaș. 2 ani mai târziu, câștigaserăm ceva și aveam copii. Tocmai când eram pe cale să ne căsătorim, iubitul meu mi-a furat tot. Mi-a luat banii, a fugit și s-a stabilit cu altă femeie. Au făcut și un copil. Toți banii mei se duseseră și mă simțeam distrusă. Eram foarte deprimată. Având experiența pățaniei mamei mele, simțeam că nu pot conta pe bărbați și că trebuia să mă concentrez să câștig destui bani ca să-mi cresc copiii. Dar eram foarte stresată. Nu aveam energie să mă ocup de magazin. Nu voiam să mai rămân în acel oraș. Mai târziu, când tatăl iubitului meu a aflat, mi-a plătit taxele vizei pentru Regatul Unit. 4 ani mai târziu, am primit permis de ședere și am intrat la universitate. Ca să câștig mai mulți bani, am ales cursuri de management. În 2011, am reușit să primesc o bursă de student și am folosit banii ca să deschid în oraș un magazin cu mâncare africană. Oh. La început, magazinul fiind mic, am angajat o singură persoană. Mă trezeam la 5 dimineața, munceam și plecam la cursuri. După ore, fugeam iar la magazin. Făceam curățenie, livram marfă și, pe lângă asta, țineam și contabilitatea. Făceai afaceri, studiai la universitate și creșteai și copii. Cred că a fost foarte greu. Așa e. Dar auzindu-i pe toți cum mă lăudau și văzându-le privirile invidioase, eram mulțumită. Afacerile mergeau bine la magazin și câștigam mai mult decât mă așteptasem. Dar nu era suficient. Credeam că ar trebui să fiu putră de bogată, ca oamenii să mă admire. Asta îmi doream. Ca să dobândesc mai multă onoare, să dovedesc că sunt puternică și să câștig mai mulți bani ca să-mi cresc copiii și să duc o viață de lux, mi-am extins afacerea. 3 ani mai târziu, prăvălia mea devenise un magazin mare care vindea mâncăruri din Africa. Eram și recunoscută drept prima întreprinzătoare africană din oraș. Profesori de facultate m-au invitat să cuvântez ca să-i inspir pe tinerii imigranți din Regatul Unit. Și mi-au dat un trofeu. Când țineam discursuri cu trofeul, toată lumea mă recunoștea. Simțeam că toată suferința mea de-a lungul anilor meritase și că mi-atinsesem țelurile. Dar nu m-am oprit din a face bani. Deoarece e mai ușor să faci lucruri și să câștigi bani după ce ai statut. Iar dorința mea de faimă a sporit și ea. Ambiția omului este nemăsurată. Corect. Exact. Dar pe atunci, deja nu mă simțeam bine trupește. Puteam sta în picioare doar puțin. Ce se întâmplase? Medicul a spus că aveam reumatism, fibromialgie și sciatică, adică mă durea întreaga coloană vertebrală.
Medicul a spus că am nevoie de timp să-mi revin. N-am luat boala în serios. Credeam că o să-mi revin făcând mișcare. În plus, magazinul mergea atât de bine încât n-am vrut să renunț, așa că am continuat. Așa nu făceai decât să-ți distrugi trupul. Da. Da. Pe la începutul anului 2014, starea mea s-a înrăutățit și mă durea tot corpul. Simțeam arsuri în tot corpul, de parcă ar fi fost în flăcări. Picioarele îmi erau umflate mai tot timpul. Osul șoldului părea rupt, iar șira spinării era moale, trebuia să port o orteză. Când m-am dus la control, medicul a spus că aveam deja reumatism. Dar mergând adesea în camera frigorifică, frigul îmi intrase în oase, așa că eram oricând în pericol să paralizez permanent. Așa de grav era? Da. M-am îngrozit atunci, dar era prea târziu. Mai târziu nu mă mai puteam mișca, așa că a trebuit să închid magazinul. Imitându-mă, și alți oameni din oraș au început să deschidă magazine. Eram invidioasă și foarte tristă din pricina stării mele. De ce eram așa de grav bolnavă? Durerea era neîncetată, ținea 24 de ore și nu era zi în care să pot dormi în pace. Parcă îmi ardea un foc în inimă și chinul fizic și mental era extrem de dureros. Atunci am început să reflectez asupra lucrurilor. Banii câștigați nu mă vindecau. Atunci ce rost aveau? Așa e. Banii ne oferă o plăcere temporară, dar nu pot rezolva problemele legate de boală și nu pot înlătura durerea din suflet. Da. Pe atunci mă simțeam vulnerabilă și neajutorată. Mm. Îmi făceam griji pentru copiii mei, fiindcă doar pe mine mă aveau pe lume. Da. Nu voiam să mă mai gândesc la bani și la renume. Voiam doar să pun capăt durerii și să-mi cresc copiii în pace. Mai bine de un an am zăcut la pat, întrebându-mă: de ce suferă oamenii atât de mult? De ce ne îmbolnăvim? Nefericită și disperată, l-am strigat pe Domnul ca să mă ajute să scap de durere. Amin. În mai 2019, după 10 zile de post și rugăciune, am vrut să ascult un imn. Am căutat pe internet și am găsit site-ul Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic. După ce am văzut câteva filme, Unde e casa mea m-a impresionat în profunzime. Viața fetiței parcă îmi oglindea copilăria, iar experiența mamei era aidoma experienței mele. Toată seara inima mi-a bătut nebunește și a doua zi am sunat la Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. Citind cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, m-am încredințat că El este Domnul întors. Mm. Am acceptat bucuroasă lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic și am început să particip la adunări online. Slavă lui Dumnezeu! Odată am auzit un imn și am fost impresionată. Oh.神拯救我，我仍在世界漂流，在罪恶中苦苦挣扎，活着没有丝毫盼望。若不是神拯救我， 我仍被魔鬼践踏，享受着最终之乐，不知人生路在何方。是全能神怜悯我，化
雨声声呼唤我，我听到神的声音，被提到神宝座前，天天吃喝神的话语，明白了许多的真理，看见人类败坏太深，实在需要神的拯救，是神发表的真理，接近Amin. Amin. Cântecul îmi explica foarte bine viața. În trecut am vrut mereu să-mi făuresc singură o viață fericită și credeam că aș putea să-mi împlinesc visurile din copilărie prin forțele proprii, dar am sfârșit rănită profund, fără sprijin și trăind nefericită. Da. Dumnezeu m-a adus în fața Lui. Mi-a alinat suferința, m-a mântuit de întunericul lumii și mi-a permis să-i citesc cuvintele și mi-a dat șansa să accept judecata. Da. Dumnezeu m-a mântuit. Slavă lui Dumnezeu. Pe atunci, abia așteptam să citesc mai mult din cuvintele lui, realizând că răspunsurile la multe întrebări pot fi regăsite în cuvântul său. Așa e. Mai târziu, am citit acest pasaj. Mm. Care este sursa suferinței oamenilor, datorată nașterii, morții, bolii și bătrâneții? Ce a determinat această suferință? Oamenii nu au avut-o când au fost creați pentru prima dată. Atunci, de unde a provenit ea? Această suferință a luat naștere după ce oamenii au fost ispitiți de Satana și după ce au fost corupți de acesta. Suferința trupului uman, chinurile și deșertăciunea acestuia, precum și chestiunile mizerabile ale lumii umane, au venit doar după ce Satana a corupt omenirea. După ce Satana a corupt oamenii, acesta a început să-i chinuiască. S-au degenerat treptat, bolile le-au devenit din ce în ce mai acute, iar suferința lor a devenit din ce în ce mai gravă. Tot mai mult oamenii au simțit cât de deșartă și tragică e lumea și că nu mai pot continua să trăiască în ea. Iar traiul în lume era tot mai lipsit de speranță. Astfel, această suferință a fost adusă asupra oamenilor de Satana și a venit numai după degenerarea omului corupt de către Satana. Amin. Amin. Din cuvintele lui Dumnezeu am înțeles că El a creat o lume fără boală, suferință și moarte. După ce Satana a ispitit pe oameni să-L trădeze pe Dumnezeu, ei au devenit degenerați, iar boala și moartea i-au năpăstuit. Așa e. Viața a devenit tot mai nefericită. În acești 6 ani m-am îmbolnăvit și chiar am vrut să-mi iau zilele. Viața mea era lipsită de sens și sufeream. Dar am înțeles sursa suferinței mele. Am fost coruptă și m-am îndepărtat de Dumnezeu. Am trăit doar pentru avere. Trăind sub domeniul Satanei, aș putea simți doar durere, iar viața mea n-ar avea sens. Citind cuvintele lui Dumnezeu, mi se lumina toată inima. Mă simțeam de parcă mă trezisem dintr-un somn plin de coșmaruri. Amin. Slavă lui Dumnezeu!
Cuvintele lui Dumnezeu ne hrănesc existența. Exact. Da. Mai târziu am citit mai mult din cuvintele lui. Dumnezeu atotputernic spune: banii fac lumea să se învârtă, este o filosofie a satanei și predomină în întreaga omenire, în fiecare societate umană. Ați putea spune că este o tendință deoarece a fost întipărită în inima fiecărei persoane. Încă de la început, oamenii nu au acceptat această zicală, dar apoi au acceptat-o tacit când au venit în contact cu viața reală și au început să simtă că aceste cuvinte erau de fapt adevărul. Nu este acesta un proces prin care Satana îl corupe pe om? Poate oamenii nu înțeleg această zicală în aceeași măsură, dar fiecare o interpretează și o recunoaște la niveluri diferite, în baza lucrurilor care s-au întâmplat în jurul lor și a experiențelor personale. Nu asta e situația? Indiferent cât de multă experiență are cineva cu această expresie, care este efectul negativ pe care îl poate avea asupra inimii cuiva? Ceva este dezvăluit prin firea umană a oamenilor din această lume, inclusiv a fiecăruia dintre voi. Ce anume este? Este divinizarea banilor. Este greu să scoți acest lucru din inima cuiva? Este foarte greu. Se pare că Satana l-a corupt profund pe om. Satana folosește banii pentru a-i ispiti pe oameni și îi corupe să divinizeze banii și să venereze lucrurile materiale. Și cum se manifestă în oameni această venerație a banilor? Credeți oare că nu ați putea supraviețui în această lume fără niciun ban, că până și o singură zi fără bani ar fi imposibilă? Statutul oamenilor se bazează pe cât de mulți bani au, ca și respectul pe care îl pretind. Spatele celor săraci este îndoit de rușine, în timp ce bogații se bucură de statutul lor înalt. Ei stau drepți și mândri, vorbind tare și trăind arogant. Ce le aduc oamenilor această zicală și această tendință? Oare nu este adevărat că mulți fac orice sacrificiu în goana după bani? Oare nu mulți își sacrifică demnitatea și integritatea căutând mai mulți bani? Oare nu mulți oameni pierd oportunitatea de a-și îndeplini datoria și de a-L urma pe Dumnezeu de dragul banilor? Oare pierderea șansei de a dobândi adevărul și de a fi mântuiți nu este cea mai mare pierdere pentru oameni? Nu e Satana sinistru că folosește această metodă și această zicală pentru a-l corupe pe om într-o asemenea măsură? Nu este un tertip malițios? Pe măsură ce treci de la a te opune acestei zicale populare la a o accepta în cele din urmă ca adevăr, inima ta cade întru totul în strânsoarea Satanei și, prin urmare, ajungi să trăiești necugetat după aceasta. În ce măsură te-a afectat această expresie? S-ar putea să cunoști adevărata cale și s-ar putea să știi adevărul, dar nu ai putere să o urmărești. Ai putea să știi clar cum cuvintele lui Dumnezeu sunt adevărul, însă nu ești dispus să plătești prețul sau să suferi pentru a dobândi adevărul. În schimb, ai prefera să-ți sacrifici propriul viitor și destin pentru a te împotrivi lui Dumnezeu chiar până la sfârșit. Indiferent ce spune sau ce face El,
indiferent dacă înțelegi cât de profundă și de mare este iubirea lui Dumnezeu pentru tine, ai insista cu încăpățânare să faci cum vrei și să plătești prețul pentru această zicală. Adică, această zicală ți-a păcălit și controlat deja gândurile, ți-a guvernat deja comportamentul și tu ai prefera să îi permiți să-ți conducă soarta decât să încetezi să mai cauți bogăția. Faptul că oamenii pot acționa astfel, că pot fi controlați și manipulați de cuvintele satanei, nu înseamnă că au fost păcăliți și corupți de satana? Oare filosofia, mentalitatea și firea satanei nu au prins rădăcini în inima ta? Când urmărești orbește bogăția și abandonezi căutarea adevărului, nu și-a atins satana scopul de a te păcăli? Exact aceasta e situația. Amin. Amin. Este un pasaj minunat. Dezvăluie clar mijloacele prin care satana ne corupe și ne face rău. Da. Da. Am înțeles că idei precum banii nu sunt totul, dar fără ei nu poți face nimic și banii fac lumea să se învârtă, în care crezusem mereu, erau de fapt filozofii satanice. Se înrădăcinaseră în inima mea și îmi controlau mintea, așa că nu mă puteam gândi la nimic mai important decât banii. Îi consideram singurul rost al existenței mele și credeam că îmi vor aduce fericire, așa că alergam cu disperare după ei, ca să câștig mai mult, să fiu invidiată și să duc o viață bună. Am muncit din greu, neglijându-mi trupul, până era să rămân paralizată. Era consecința faptului că am acceptat filozofiile satanei. Corect. Da. Deși știam că Dumnezeu există, nu aveam puterea să-L urmez și să o apuc pe adevărata cale. Deoarece filozofiile satanei mă controlau, mi-au îndepărtat inima de Dumnezeu și m-au făcut să trăiesc doar pentru trup. Prin îndrumarea cuvintelor lui, mi-am dat seama că mergeam pe calea greșită. Da, da. Ulterior, am citit alt pasaj din cuvintele lui și am găsit o cale să scap de suferință. Ah. Dumnezeu atotputernic spune: pentru că oamenii nu recunosc orchestrările lui Dumnezeu și suveranitatea lui Dumnezeu, ei înfruntă întotdeauna sfidător destinul și cu o atitudine rebelă și vor mereu să arunce la o parte autoritatea și suveranitatea lui Dumnezeu și lucrurile pe care le-a pregătit soarta, sperând în zadar să-și schimbe circumstanțele actuale și să-și modifice destinul. Dar ei nu pot reuși niciodată. Sunt împiedicați la fiecare pas. Această luptă, care are loc adânc în sufletul unui om, aduce o durere profundă, de tipul celor care se cioplesc în oasele unei persoane, pe măsură ce aceasta își irosește în permanență viața. Care este cauza acestei dureri? Este din cauza suveranității lui Dumnezeu sau pentru că o persoană s-a născut fără noroc? Evident, niciuna din acestea nu este adevărată. La bază, este cauzată de cărările pe care apucă oamenii, de felurile în care ei aleg să-și trăiască viața. Există o cale extraordinar de simplă ca o persoană să se elibereze din această stare, și anume să-și ia adio de la stilul său de viață anterior, să spună adio scopurilor sale anterioare în viață, să-și rezume și să-și analizeze stilul de viață, viziunea asupra vieții, căutările, dorințele și idealurile anterioare, și apoi să le compare cu voia lui Dumnezeu și cerințele lui față de om și să vadă dacă vreuna dintre acestea se potrivește cu voia și cerințele lui Dumnezeu. Dacă vreuna dintre ele
oferă valorile corecte ale vieții, duce la înțelegerea mai profundă a adevărului și permite persoanei să trăiască cu umanitate și asemănarea unei ființe omenești. Când investighezi în mod repetat și despici cu atenție diferitele scopuri pe care le urmăresc oamenii în viață și nenumăratele lor moduri de a trăi, vei descoperi că nici unul dintre ele nu se conformează intenției originare a Creatorului cu care El a creat omenirea. Toate acestea îi îndepărtează pe oameni de suveranitatea și grija Creatorului. Toate sunt capcane care îi fac pe oameni să devină depravați și care îi duc spre iad. După ce recunoști acest lucru, sarcina ta este să-ți lași deoparte vechile perspective asupra vieții, să stai departe de diferitele capcane, să-L lași pe Dumnezeu să-și asume răspunderea asupra vieții tale și să facă aranjamente pentru tine, să încerci doar să te supui orchestrărilor și călăuzirii lui Dumnezeu, să trăiești fără nicio alternativă individuală și să devii o persoană care îl venerează pe Dumnezeu. Amin. Amin. Cuvintele lui Dumnezeu mi-au arătat cum să scap de controlul banilor, adică să renunț la țelurile urmărite înainte, să nu mai urmăresc faima și averea prin forțe proprii și să-L las pe Dumnezeu să-mi rânduiască viața. Astfel a trebuit să practic conform cerințelor sale și să îl venerez. Îi eram recunoscătoare. A fost prima dată din viața mea când i-am simțit îndrumarea. Părea că Dumnezeu îmi vorbea direct, arătându-mi o cale de practică. Slavă lui Dumnezeu! Doar cuvintele sale ne pot îndruma pe calea cea dreaptă. Așa e. Așa e. Fără îndrumarea cuvintelor lui, suferim daunele satanei. Trăim chinuiți și nu ne căim în fața lui Dumnezeu. Da. Crezând în Dumnezeu atotputernic, am vrut să-mi fac datoria la biserică. Dar pe atunci încă mă ocupam de un magazin online. Investisem mulți bani, dar nu scosesem profit. Mă temeam că voi pierde și mai mult, așa că tot timpul urmăream comenzile. Și primeam mereu mesaje în timpul adunărilor de zi, așa că nu reușeam să-mi calmez inima. Și tot mă gândeam cum să investesc și să câștig mai mult. Era obositor să mă ocup ziua de magazin, așa că la adunările de seară, din pricina durerilor corporale, puteam doar să iau pastile, dar acestea îmi provocau somnolență și adormeam la adunări. Voiam să-L venerez pe Dumnezeu, nu să trăiesc ca înainte. Așa că am închis magazinul online. Asta e bine. Puteai să te axezi pe credință și să te refaci. Da. Exact. Ulterior, prietena mea a vrut să deschidă un magazin. Eu, având studii de management, am ajutat-o să-și facă planul de afaceri. I-a plăcut și a spus că vrea să lucreze cu mine. Voia să mă ocup de ambalat și a de livrări, împărțind banii în mod egal. Am fost tentată. Mi-am zis că era o șansă să câștig mai mult și multe idei mi-au încolțit imediat în minte. Când m-am rugat ca să reflectez asupra stării mele, mi-am dat seama că îmi dezvăluiam din nou lăcomia. Mi-am amintit de suferințele trăite înainte. Mi-am dat seama și că, după ce am crezut în Dumnezeu atotputernic, spiritul meu nu a mai suferit. Iar durerea mea trupească se ameliorase fără medicamente. Așa mă ocrotea și mă mântuia Dumnezeu. Da. Amin. El m-a ajutat să scap de suferința adusă de avere. Dar acum încă voiam să urmăresc banii și faima. Nu cumva cădeam iar în capcana satanei? Așa e. Știam că ar fi trebuit să refuz slujba oferită de ea, dar tot nu puteam să renunț. Am citit cuvintele lui Dumnezeu și am găsit o cale de practică. Oamenii își petrec viețile alergând după bani și faimă. Se agață de aceste paie, gândindu-se că sunt singurele lor mijloace de sprijin. Ca și cum, dacă le au, ar putea continua să trăiască scutiți de moarte.
Dar numai atunci când urmează să moară, își dau seama cât de îndepărtate sunt lucrurile acestea de ei, cât de slabi sunt în fața morții, cât de ușor se fărâmă, cât de singuri sunt, neavând unde să se întoarcă. Își dau seama că viața nu poate fi cumpărată cu bani sau cu faimă. Că indiferent de bogăția sau statutul înalt al unei persoane, toți oamenii sunt la fel de săraci și insignifianți în fața morții. Își dau seama că banii nu pot cumpăra viața, că faima nu poate șterge moartea, că nici banii și nici faima nu pot prelungi viața cuiva nici măcar cu o secundă. Cu cât oamenii se simt mai mult așa, cu atât tânjesc mai tare să continue să trăiască. Cu cât oamenii se simt mai mult așa, cu atât sunt mai îngroziți de apropierea morții. Numai în acest moment își dau seama că viețile lor nu le aparțin ca să le poată controla și că nimeni nu are nimic de spus în privința vieții sau a morții cuiva. Toate acestea sunt dincolo de controlul lor. Amin. Amin. Am înțeles din cuvintele lui Dumnezeu că deși oamenii se agață de bani ca să își prelungească viața și ca să nu moară, doar în pragul morții își dau seama că banii nu-i pot salva, nu le pot oferi viață veșnică, ci nu-i pot ajuta să-și dobândească sănătatea. Așa e. Nu e prea târziu să te trezești în fața morții? Da. Și eu eram așa. Urmăram orbește banii, fără să-mi pese de trup. Medicul mi-a spus să mă odihnesc, dar eu mă temeam că nu voi câștiga bani și am muncit bolnavă. Credeam că îmi pot controla propriul destin, dar în pragul morții mi-am dat seama că nimic nu era sub controlul meu. Da. Grație mântuirii lui Dumnezeu, am avut norocul să-i aud cuvintele. El are suveranitatea asupra sorții noastre și ar trebui să mă supun în rânduielilor lui Dumnezeu și să nu mai lupt cu soarta. Dacă aș fi ales să câștig bani, aș fi fost iar nefericită. Aș fi robit iar pentru bani. Iar Satana ar fi continuat să mă chinuie. Da. Atunci mi-am dat seama că aceasta era ispita Satanei pentru mine. Da. O prietenă a venit la mine cu o idee de afaceri și era dispusă să împărțim egal câștigul. Oferta era foarte tentantă. Satana se folosea de ea ca să cad din nou în capcana banilor și a faimei. Iar eu, nesăbuită, voiam să mă întorc la viața de chinuri și nefericire. Nu mă lăsam moare păcălită de Satana? Exact. M-am rugat lui Dumnezeu, spunând că vreau să las deoparte banii și să-mi fac datoria. Amin. După aceea, m-am simțit relaxată. Era de parcă mă eliberasem de o mare povară. Slavă lui Dumnezeu! În următoarele 3 zile, ca să mă feresc de vârtejul faimei și al averii, m-am rugat mai intens în fiecare zi. Amin. Rugăciunile îți dau putere. Da. Am găsit curajul să refuz să lucrez cu ea. Dar ea a spus, acum trăiești din ajutorul de la stat. Nu e suficient pentru tine. Eu nu te știam așa, Nina. I-am spus, e adevărat, nu mai sunt Nina pe care o știai. Am acceptat lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă. Dumnezeu m-a mântuit de suferință. La spital mi-au spus că boala mea era incurabilă și m-au lăsat baltă. Nici analgezicele nu mi-alinau durerea. Dar când am citit cuvintele lui, durerea mea a scăzut pe nesimțite. Dacă aș părăsi casa lui Dumnezeu, aș continua să trăiesc în durere. Nu vreau să mai trăiesc așa. Amin. Și am mai spus, poți găsi pe altcineva partener. Dacă ai nevoie de ajutor, pot să-ți dau sfaturi. A mai venit la mine de câteva ori, până și-a dat seama că nu mă putea convinge. Slavă lui Dumnezeu! Acum îmi fac datoria la biserică și mă simt plină de libertate și de pace. Durerile fizice mi s-au redus cu 60-70% și pot să merg și să gătesc acum,
dar cel mai important, pot să-mi fac datoria la biserică. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a mântuit de controlul banilor și că a schimbat direcția vieții mele. Slavă lui Dumnezeu! Acum înțeleg că a cunoaște suveranitatea lui Dumnezeu și a practica după cuvintele și cerințele lui sunt cele mai însemnate și valoroase lucruri. Amin. Amin. Deși boala mi-a provocat multă durere, e și o binecuvântare pentru mine. Așa e. Îmi dă șansa să mă întorc la Dumnezeu și să-i dobândesc mântuirea, ceea ce nicio sumă de bani nu poate cumpăra. Da. Slavă lui Dumnezeu atât puternic. Doar venind înaintea lui Dumnezeu.